ca la par. Am simțit ceva pe aici, așa, pe la cap, pe partea stângă. Am simțit așa o lovitură, așa, din aia puternică. M-am dus și am făcut remene și m-a găsit cu boala asta. Scleroză. S-a agravat boala, că nu mă pot deplasa, mă deplasez greu. Mi-a crescut bunica de la țară. Mi-a crescut maica mea că era bolnavă, nu putea să ne creadă. Ea este mama mea și a fost bolnavă și cât a fost ea bolnavă, eu am avut grijă de ea, că nu bolnavea, nu m-am grijă de ea. Taică mi-a fost mai rău ca ea. A avut cancer. Când am fost mici, maica mea a fost bolnavă, taică meu ne-a trimis la țară și am copilărit acolo, de copii mici, cu bunicii. Ca să fim copii cu minți, ne-a pus la muncă și am muncit, de mici. Până am ajuns mai mare, până am ajuns la școala aceea la Șimian. Am fost 4 băieți și o soră. Mi-a crescut bunica de la țară. Nu mi-a crescut maica mea că era bolnavă, nu putea să ne creadă la 4-5 ani, nu eram mici. Mama ta de ce a suferit? A făcut diabet, mâna dreaptă, semipareză și nu mai, că stătea la pat cu lea așa, că stătea aici pe patul ăsta. Și nu mai putea să mai... Putea să vorbească, dar nu mai putea să mai ducă la WC-ul să se spele. Trebuia să o speli, să ai grijă de ea, să-i dai să mănânce. A fost rău boala ei. Ea este mama mea și a fost bolnavă. Și cât a fost ea bolnavă, eu am avut grijă de ea, că nu avea nimeni grijă de ea. Îi luam tratamentul, îi dădeam să mănânce, spălam hainele, îi făceam focul, apă ce avea nevoie. Eu am avut grijă de ea. Și tatăl tău? Taică mi-a fost mai rău ca ea. A avut cancer. S-a dus, s-a operat la Craiova și a mai trăit puțin, o jumătate de ani. Ce vârstă ați avut voi când au murit părinții? Eram mii, 15-16 ani, mă, atât aveam eu 16 ani. De ani nu ne-am putut să ne terminăm studiile pentru că a fost rău de noi. Ori să ne ducem la școală, ori să ne ducem la țară. Noi la țară ne-a pus la muncă, că aveam la țară pământ și ne duceam. La săpat, la muncă, cu muncile câmpului. Aveam niște făcuțe, le duceam la păscut cum e la țară, știi cum este. Casa asta este a voastră? Casa părinților mei, casa noastră. Taică și cum ai cum mi-a făcut casa asta. M-am angajat la Timișoara. Am luat și eu carnetul de permis, de șofer de tir și m-am dus să lucrez pe tir. M-am dus la muncă, a fost totul bine, a fost ok. Și am zis, Doamne, reuși și eu. M-am dus ca începător prima dată. M-am dus acolo. Am lucrat vreo 2-3 luni, am venit de sărbători acasă. Cred că atunci s-a declanșat boala, cred eu. Ce ai simțit? Am simțit ceva pe aici, așa, pe la cap, pe partea stângă. Am simțit așa o lovitură, așa, din aia puternică. Nu eram rău, puteam să merg, puteam să muncesc. N-am avut probleme asta în timp. În timp a evoluat. M-am dus la spital. Mi-a făcut niște perfuzii. Mi-a revenit atunci, de moment. După nu știu cât timp, iară m-a luat. M-am dus la Timișoara. Mi-a făcut tratament bun la Timișoara. Mi-a făcut perfuzii, mi-a făcut injecții. 3 zile am stat internat la Timișoara. Și mi-a revenit. M-am dus la muncă. Și m-a lovit iară într-o iarnă. Că iarna mă lovea iară boala. Până la urmă m-am dus și am făcut remene și m-a găsit cu boala asta. Scleroză multiplă. S-a agravat boala, că nu mă pot deplasa, mă deplasez greu. Nu mai pot, ca la pat. Trebuie neapărat ajutat. Trebuie neapărat să facă dacă nu mor. Nu mai pot, dureri de cap, dureri de spate. M-a depistat și cu ernie de disc. Să mă duc eu în America să fac transplant de celule stem. Că în America e rezolvarea mea. A zis ori în America, ori în Rusia. Ăștia la Timișoara mi-a zis de Rusia. N-am posibilitate să mă duc să fac transplant. Cine mă ajută pe mine? Că eu, pastilele ăștia eu le iau așa ca să nu ajung mai rău de cum sunt acum. Că paralizează mâinile și picioarele și ce faci? Nu poți să mai mănânci, nu poți să te mai speli, nu mai poți să faci nimic. Cum te simți acum? Mă simt pierdut acum, sunt pierdut. De ce spui asta? Nu mai sunt cum eram eu înainte, eram puternic. Acum mă simt pierdut pentru că nu pot să fac ce am de făcut. Nu mai pot să mai merg cum mergeam înainte. Nu mai am putere, mă simt slăbit. Am dureri în picioare, dureri în coloană, dureri la cap, la cervical, așa. Eu mă duc la Timișoara în fiecare lună și fac câte o perfuzie pentru problema mea.
Cornel suferă de scleroză multiplă și are 37 de ani, este din localitatea Șimian, județul Mehedinți. Din păcate, boala aceasta este una degenerativă care îi distruge întreg organismul, întreg corpul, pentru că din ce în ce mai greu poate să se miște, poate să-și folosească mâinile și picioarele. Are nevoie de foarte mult tratament pe care îl face în Timișoara, are foarte multe costuri personale aferente bolii și și-ar dori foarte mult să ajungă în Rusia să facă un transplant de celule stem, o șansă pentru el ca să poată avea o viață cât mai aproape de normal. De aceea avem deschisă o campanie de strângere de fonduri pe site-ul nostru speranțapentruromania.ro, unde vă invit și vă rog din toată inima să intrați și să donați pentru el. Dumnezeu să vă răsplătească dărnicia!